Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioșia Ta auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, căci nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcutu-mă să locuiesc în întunerica morții cei din viacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă, auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu. Nu-Ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Întru dreptatea Ta, scoate din eca sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, 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 slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Întru tine, Părinte, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, căci luând crucea ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură preacuvioase Părinte Arsenie, Duhul tău. Preacuviosului Părintelui nostru și al multora luminător și îndreptător de suflete, veniți, fraților, să-i aducem cu mulțumire laude și să-l cinstim zicându-i: Bucură-te, Sfinte, preacuvioase Părinte Arsenie! Din părinți binecredincioși ai răsărit, Părinte, și ca un soare ai luminat și multe suflete necăjite și rătăcite, le-ai îndreptat pe calea mântuirii. Pentru acestea toate, noi îți aducem aceste laude. Bucură-te că din părinți creștini ai răsărit. Bucură-te că ei, Iosif și Cristina, s-au numit. Bucură-te că Maica ta, Cristina, soarele și luna a visat că are în pântece după ce te-a zămislit. Bucură-te, căci cu adevărat scară pentru noi ai fost. Bucură-te, căci ca soarele și luna în viață ai luminat. Bucură-te, al multora și al nostru luminător. Bucură-te, că pentru noi și pentru mulți ai fost scump și sfânt odor. Bucură-te, soare din munții Apuseni apărut! Bucură-te, lună din vața de sus! Bucură-te, luceafăr apărut din mănăstirea Brâncoveanu! Bucură-te, Sfinte, preacuvioase Părinte Arsenie! Din copilărie te-a arătat odor luminat de Duhul Sfânt, și părinții, văzându-te copil ales, te-au dat la școală mai înaltă, ca să înveți a cânta Aliluia. Terminând teologia, ai fost chemat la mănăstirea Brâncoveanu de mitropolitul Nicolae Bălan și fiind călugărit la muntele Athos, ai fost trimis, unde, într-o pădure, Maicii Domnului te-a rugat să te dea în seama unui povățuitor înduhovnicit. Cu adevărat ai fost ascultat și după cum numai odată, pentru smerenie, ai spus acestea, noi îți aducem laude zicând: Bucură-te, Părinte, că Maica Domnului te-a ascultat! Bucură-te că Maica Domnului la tine a venit! Bucură-te că ea de mână te-a luat! Bucură-te că-și pe munte înalt de mână te-a dus! Bucură-te că te-a urcat până sus! Bucură-te că acolo, în grija Sfântului, ce trăia pe pământ de 200 de ani, te-a dat! Bucură-te că apoi Maica Domnului s-a făcut nevăzută! Bucură-te
că oricând frică nu ți era, bucură-te că mare dar ai primit, bucură-te că pe mulți i-ai luminat, bucură-te, Sfinte, prea cuvioase Părinte Arsenie. Ai spus, Părinte, că Domnului Iisus în pădure mult te-a rugat să-ți trimită în cale un bun povățuitor, dar n-ai fost ascultat. Iar după un timp ți-ai dat seama că El are o mamă bună care mijlocește pentru noi și atunci cu lacrimi te-ai rugat ei, iar ea de mâini te-a luat și Sfântului în vârful muntelui în grijă te-a dat. Iar noi, minunându-ne de așa mare dar, îți cântăm, Aliluia! După un an ai venit de la muntele Athos la mănăstirea Brâncoveanu și începând munca de duhovnic, înfricoșat te-ai arătat nouă și multora care veneau la mărturisit, căci mai dinainte le știai faptele, iar noi, despre darul pe care îl aveai, îți cântăm acestea. Bucură-te, ucenicul Maicii Sfinte, bucură-te că de la ea ai primit cinste, bucură-te că dar de a proroci ai primit, bucură-te că multora pe numele spuneai, bucură-te că faptele și păcatele le descoperiai, bucură-te că și sfârșitul unei fete l-ai spus, bucură-te că ea venise să te ispitească, bucură-te că i-ai spus să se pregătească, bucură-te că mirele ei este pe cale să vină să o ducă, bucură-te că moartea după puțin timp a dus-o, bucură-te că noi tare ne-am minunat, bucură-te că multă lume te-a lăudat, bucură-te, Sfinte, prea cuvioase, Părinte Arsenie. Făcându-te preot și duhovnic și începând lumea a mărturisi și doar pe unii a împărtăși, povățuindu-i să nu mai păcătuiască, ci să cânte lui Dumnezeu, Aliluia! Mulți dintre credincioși s-au dedat iarăși la răutăți după ce i-ai împărtășit. Iar tu, Părinte, simțind cu Duhul răutățile lor, te-ai rugat lui Dumnezeu să-ți descopere pricina pentru care nu se lasă de păcate. Și acestea ți s-au arătat și nouă ni le-ai spus, pentru care te lăudăm. Bucură-te că în grădina mănăstirii stând, în amiază mare nor negru ai văzut pe munte. Bucură-te că în nor mare gălăgie ai auzit. Bucură-te căci cu mare atenție ai privit. Bucură-te căci în mijlocul norului pe un scaun înfricoșător, pe Satana de ceață drăcească l-ai văzut înconjurat. Bucură-te că ai auzit că poruncă dracilor cel rău le-a dat. Bucură-te că vicleșugul lor l-ai auzit, adică să șoptească oamenilor că nu există Dumnezeu. Bucură-te că și al doilea vicleșug al lor l-ai auzit, cum că n-ar fi rai și iad și nici altă viață. Bucură-te că și al treilea vicleșug l-ai auzit, de a lăsa oamenii pocăința până la bătrânețe. Bucură-te că prin această vedenie multe ai aflat. Bucură-te că acestea toate oamenilor în predică le-ai spus.
Bucură-te, Sfinte, prea cuvioase Părinte Arsenie! Auzind multă lume de darul tău, Părinte, veneau să-ți audă cuvântul și învățăturile și sfaturile de mântuire pe care le dădeai, iar noi te lăudăm zicând, Aliluia! Pe aceea ce nu se potriveau în căsătorie îi opreai, celor ce li se fura pe hoți îi descopereai, când era secetă, ploaie de la Dumnezeu cereai, pentru acestea toate îți cântăm. Bucură-te că celor căsătoriți cele de folos le spuneai, bucură-te că de la căsătorie nepotrivită îi opreai, bucură-te că pe cei ce furau îi descopereai, bucură-te că pe hoți cu blândețe îi dojeneai să întoarcă cele furate, bucură-te că fiind secetă mare pe munte te-ai suit rugându-te să plouă, bucură-te căci cuvânt ai auzit de la Dumnezeu ca să te rogi de oameni să-și îndrepte viața, bucură-te că ploaie mare a venit, bucură-te că lumea s-a înveselit, bucură-te că pe săraci ai miluit, bucură-te că ai spus celor ce vor să fie, bucură-te luminat povățuitor, bucură-te Sfinte, prea cuvioase Părinte Arsenie. Celor ce voiau să se facă preoți și veneau la tine, le dădeai sfaturi și povețe, minunându-se și cântând lui Dumnezeu, Aliluia! Fiind întrebat prea cuvioase Părinte, de cei ce doreau să fie preoți, cu ce pot ei dovedi celor care nu cred că este Dumnezeu, le-ai spus foarte înțelept și cu adevărat că prin viața și felul lor de trăire duhovnicească pot dovedi că Dumnezeu există, pentru care noi ne minunăm și cântăm acestea. Bucură-te că ai fost dumnezeiesc în trup pământesc, bucură-te că ai fost înger în trup. Bucură-te că numai la față, dacă te priveam, ne minunam. Bucură-te că viitorul multora l-ai spus. Bucură-te că pe mulți i-ai îndemnat să-L urmeze pe Iisus. Bucură-te că pe mulți călugări i-ai făcut. Bucură-te că obște de călugări ai strâns, bucură-te că și obște de maici ai format, bucură-te că prin multe încercări ai trecut, bucură-te că ispite de tot felul ai răbdat, bucură-te că și la munci grele ai fost pus, bucură-te, Sfinte, prea cuvioase Părinte Arsenie! Ai voit, Părinte, după cum ți s-au arătat, să faci chipul lui Hristos și, apucându-te de lucru, ai auzit un glas, de acum să mă pictez în sufletele oamenilor ca să-mi cânte mie, Aliluia! Ai spus, Părinte, că Tu cunoști pe oameni pe față care se mântuiesc, căci celor ce duc o viață de rugăciune, fiind tot timpul cu gândul la Dumnezeu, li se zugrăvește în lumina ochilor chipul lui Hristos. Și Tu, Părinte, cu darul Duhului ce-L aveai, vedeai acestea. De aceea noi te lăudăm zicând, bucură-te căci cunoșteai cele ascunse ale oamenilor, bucură-te că știai dacă se mântuiesc, bucură-te că își le spuneai ce să facă în viață, bucură-te că tinerii veneau să-i povățuiești,
Bucură-te că unii veneau să-i binecuvintezi. Bucură-te că pe femeile care se vopseau le certai. Bucură-te că pe morari de la lăcomie îi opreai. Bucură-te că pe fumători de la fumat îi opreai. Bucură-te, învățător de cele sfinte. Bucură-te, văzătorule al celor nevăzute. Bucură-te că acum în cer te odihnești. Bucură-te, sfinte, preacuvioase părinte Arsenie. Fiind război mare, veneau la tine, părinte, tineri care trebuiau să plece în război, ca să te rogi pentru ei, iar tu cunoșteai care scăpeau cu viață. Și noi ne minunăm cântându-ți aliluia. Părinte, celor ce știai că vor muri, le dădeai mâna de o sărutau, iar celor care știai că rămân în viață, nu le dădeai mâna. Și ei, întristându-se, te întrebau de ce lor nu le dai mâna, iar tu, părinte, le spuneai: căci cu voi mă mai întâlnesc, iar cu aceia nu. Pentru aceasta te lăudăm zicând: bucură-te, văzătorule al voinței lui Dumnezeu, bucură-te, văzătorule al celor viitoare, bucură-te că vedeai viața omului, bucură-te că știai sfârșitul vieții lui, bucură-te că noi mult ne minunăm, bucură-te că minunat proroc te-a arătat, bucură-te că pe Domnul pentru tine îl lăudăm, bucură-te căci cu îngerii te veselești, bucură-te căci acum în ceruri dănțuiești, bucură-te căci cu heruvimii acum slujești, bucură-te îndreptător al credinței, bucură-te sfinte, preacuvioase părinte Arsenie. Venita, părinte, într-o zi de rusalii oastea Domnului la mănăstire și o unitate militară, iar tu, părinte, ai zis: iată că s-a întâlnit oastea Domnului cu oastea țării ca să cânte lui Dumnezeu aliluia. Făcându-se utrenie în biserică, a ieșit, părinte, cu cântăreții și cu toți credincioșii ca să săvârșesc sfânta liturghie pe altarul din fața mănăstirii. Și fiind lângă tine cântărețul, care îndoit cu credință era, te-a văzut înconjurat de flăcări de foc, care erau darul Sfântului Duh. Atunci el s-a înspăimântat și a strigat, iar tu l-ai oprit să nu spună, doar că simțeai că te arde ceva. De aceea, noi te lăudăm zicând: bucură-te, locașul Duhului Sfânt, bucură-te că în trup fiind pe pământ, ai fost văzut înconjurat de Duhul Sfânt. Bucură-te că prin acest Duh Sfânt ai prorocit, bucură-te căci cu Duhul Sfânt, stâlp al bisericii ai fost. Bucură-te căci cu Duhul ca o trâmbiță ai răsunat. Bucură-te căci cu trâmbița Duhului pe mulți ai adunat. Bucură-te, vioară care cântai cu Duhul. Bucură-te că prin tine s-a veselit văzduhul. Bucură-te că turma de oi cuvântătoare ai adunat. Bucură-te, părinte, de Duh Sfânt înțelepțit. Bucură-te, sfinte, preacuvioase părinte Arsenie. Venita,
Părinte, în timpul unei sfinte liturghii, o femeie să-ți spună necazul ce îl avea și te tulbura cu nerăbdarea ei. Și tu, Părinte, simțind din sfântul altar, ai oprit slujba și ai spus, de ce a venit? Pentru aceasta îți cântăm, Aliluia! Ai spus, Părinte, că femeia a venit deoarece a pierdut 20.000 de lei. Tu ai spus că acei bani cu care cele două fete ale ei trebuiau să-și crească copiii, pe care n-au voit să-i nască și i-au avortat, și de aceea spor de casă nu vor mai avea, căci sufletele copiilor strigau răzbunare asupra părinților. Iar noi ne minunăm de darul tău zicând, bucură-te văzătorul păcatelor omenești, bucură-te iertătorul celor nelegiuiți, bucură-te îndreptătorul celor nelegiuiți, bucură-te luminătorul celor de rea credință, bucură-te că ai descoperit cele ascunse, bucură-te luminătorul multora depărtați de credință, bucură-te alinătorul multora în suferință, bucură-te păstorule al turmei lui Hristos, bucură-te să ne fii și nouă de folos, bucură-te Părinte cu chip luminos, bucură-te Sfinte, prea cuvioase Părinte Arsenie. Înzestrat ai fost cu multe daruri de la Dumnezeu, Părinte, căci și apa, ca Moise, ai făcut să izvorască din stâncă. Cu preoția ai fost încununat, cu darul prorociei, cu milostivirea, cu blândețea și cu buna povățuire. De aceea, noi te lăudăm cântând lui Dumnezeu, Aliluia! Ai avut, Părinte, dar de a predica și de a tâlcui Sfânta Evanghelie a lui Hristos, luminând multe suflete, abătându-le de la rătăcire la calea mântuirii. Pentru toate acestea laudă îți aducem zicând, bucură-te, predicator bun al lui Hristos! Bucură-te că multora ai fost de folos! Bucură-te că de la răutăți pe mulți ai oprit! Bucură-te că pe noi căsătoriți la naștere de copii ai îndemnat! Bucură-te că ai îndemnat să stăruie rugăciune! Bucură-te că la milostenie i-ai povățuit! Bucură-te că biserica le-ai spus să o cerceteze, bucură-te că la sărbători le-ai spus să nu lucreze, bucură-te că pe cei bolnavi ai pus să-i cerceteze, bucură-te că sfaturile bisericii i-ai pus să le urmeze, bucură-te Sfinte, prea cuvioase Părinte Arsenie. În satul Drăgănescu, de lângă București, ai pictat biserica, iar cei ce o vizitează se uimesc de darul pe care l-ai avut, căci privind pe sfinți, se pare că sunt vii. De aceea cu toții ne minunăm și te lăudăm zicând, Aliluia! Minunat pictor ai fost de icoane, de biserici și de suflete, că biserica nespus de frumoasă ai pictat și multă lume merge să o vadă, iar de frumusețea ei se minunează zicând, bucură-te, iscusit pictor de biserici, bucură-te, pictor prea minunat, bucură-te că și în suflete pe Hristos l-ai zugrăvit,
Bucură-te, căci glas de la Domnul ai avut ca să pictezi și în suflete. Bucură-te că te-ai silit pe Hristos să-L urmezi. Bucură-te că-și nouă și multora pildă te-ai făcut. Bucură-te că-ți ai primit veste că viața îți este pe sfârșite. Bucură-te că ziceai că mai ai 3 calendare. Bucură-te că ne-ai dat pildă de răbdare. Bucură-te că în ceasul morții ai știut unde te duci. Bucură-te, Sfinte, prea cuvioase Părinte Arsenie. O, prea minunate Părintele nostru Arsenie, primește aceste laude și mulțumiri de la noi, nevrednicii fiii tăi, rugându-te să fii milostiv pentru noi înaintea Domnului Hristos, ca să ne învrednicească și pe noi vieții celei fericite și împreună cu tine să cântăm Aliluia! O, prea minunate Părintele nostru Arsenie, primește aceste laude și mulțumiri de la noi, nevrednicii fiii tăi, rugându-te să fii milostiv pentru noi înaintea Domnului Hristos, ca să ne învrednicească și pe noi vieții celei fericite și împreună cu tine să cântăm Aliluia! O, prea minunate Părintele nostru Arsenie, primește aceste laude și mulțumiri de la noi, nevrednicii fiii tăi, rugându-te să fii milostiv pentru noi înaintea Domnului Hristos, ca să ne învrednicească și pe noi vieții celei fericite și împreună cu tine să cântăm Aliluia! Din părinți binecredincioși ai răsărit, Părinte, și ca un soare ai luminat și multe suflete necăjite și rătăcite, le-ai îndreptat pe calea mântuirii. Pentru acestea toate, noi îți aducem aceste laude. Bucură-te că din părinți creștini ai răsărit. Bucură-te că ei, Iosif și Cristina, s-au numit. Bucură-te că Maica ta, Cristina, soarele și luna a visat că are în pântece după ce te-a zămislit. Bucură-te, căci cu adevărat scară pentru noi ai fost. Bucură-te, căci ca soarele și luna în viață ai luminat. Bucură-te, al multora și al nostru luminător. Bucură-te, că pentru noi și pentru mulți ai fost scump și sfânt odor. Bucură-te, soare din munții Apuseni apărut. Bucură-te, lună din vața de sus. Bucură-te, luceafăr apărut din mănăstirea Brâncoveanu. Bucură-te, Sfinte, prea cuvioase Părinte Arsenie! Întru tine, Părinte, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, căci luând crucea ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură, prea cuvioase Părinte Arsenie, Duhul tău. Prea cuviosului Părintelui nostru și al multora luminător și îndreptător de suflete, veniți, fraților, să-i aducem cu mulțumire laude și să-l cinstim zicându-i: Bucură-te, Sfinte, prea cuvioase Părinte Arsenie!
Doamne Iisuse Hristoase, primește ostenelile, slujbele și sfintele rugăciuni ale robului Tău, Părintele nostru Arsenie, care mult s-a ostenit și a slujit Ție ca să-ți câștige suflete, întorcându-le de la viața și faptele cele păcătoase ale lor, că și de la moarte, de câteva ori a surprins și a scăpat o tânără în momentul când voia să se sinucidă, și pildă de răbdare și dragoste părintească ne-a dat. Te rugăm, Stăpâne, ajută-ne să slujim și noi cu dragoste, în curăție trupească și sufletească, prin rugăciuni neîncetate să Te mărim, să Te binecuvântăm și să urmăm sfaturile robului Tău, Părintele nostru Arsenie, pe care îl rugăm. Roagă-te, Sfinte, preacuvioase Părinte Arsenie, ca și noi, în viața ce ne-o petrecem, să împlinim poruncile Domnului și sfaturile ce ni le-ai dat și învățăturile din multele și minunatele predici pe care le-ai rostit. Pomenește-ne acum din împărăția cerurilor, unde te veselești cu toți sfinții și cu prea sfânta născătoare de Dumnezeu, care te-a încredințat în muntele Atosului, sfântului ce trăia acolo cu 200 de ani în urmă, și cu tine să ne veselim în veci. Amin. Sfinte preacuvioase Părinte Arsenie, îndreptător al sufletelor noastre și tămăduitor al bolilor sufletești și trupești, ca Cel ce ai fost împodobit cu adânc de cunoaștere a făpturii omenești, Te rugăm în vreme de durere și mâhnire, caută cu milă spre noi păcătoșii fiii Tăi și mijlocește către prea bunul nostru Mântuitor iertare de păcate și vindecare de toată neputința. Părinte Sfinte, ce ai mare îndrăzneală înaintea tronului ceresc, Te chemăm cu amare lacrimi, dar cu nădejde că cele spre vindecare sufletească și trupească, spre mântuire și sfințire, le vom dobândi prin Tine, Cel ce ne-ai încredințat prin aceste cuvinte. Eu mă duc, dar de acolo de unde voi fi, am să vă ajut mai mult ca și până acum. După cum în viață pe cei aflați în mari necazuri și cumplite suferințe, îi tămăduiai îndată, și acum pe noi cei păcătoși, însă chemați cu dragoste părintească la mormântul Tău, încununat cu har ceresc și flori, ne primește și ne mângâie, Sfânt și Bun Părinte, ne scoate din negura păcatelor și a patimilor, ne dăruiește binecuvântarea ca să purtăm crucea vieții spre înviere și luminare desăvârșită. Doctor și tămăduitor de orice suferință, Te rugăm, vindecă-ne pe noi, fiii Tăi, și pe cei ce îi aducem în lacrimi și rugăciuni la crucea sfântă a mormântului Tău, izvor de pace, har și binecuvântarea Ta de bun și sfânt Părinte, îți mulțumim și Te rugăm să ne fii mereu aproape cu rugăciunea și ajutorul ce ni-l aduci din cerul sfânt, spre slava Marelui și minunatului nostru Dumnezeu și spre a sufletelor noastre mântuire.
Amin.